înseamnă să faci basket în România la ora actuală? În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați chemat la acest interviu. Este o provocare, aș putea să spun, cum de altfel este și în fiecare sport. Trebuie mult sacrificiu. Mult sacrificiu și multă pasiune, până la urmă, ca în orice alt domeniu. Eu, cel puțin, cred că mi-am ales foarte bine cariera. Cum a început basketul pentru tine? Ți-a plăcut de la început sau pur și simplu a fost o alegere? Merg la basket. Cred că a fost mai mult un impuls. Prin clasa a doua sau a treia am spus mamei mele că vreau să joc basket. Mi-a găsit un pic mai greu un club în acea perioadă. Până la urmă a găsit BC Olimpic, care este astăzi Wildcats. Și se pare că am fost foarte talentat, iar după două săptămâni am mers la echipa de avansați. Și de acolo a venit totul de la sine. Iată, basketul e un pic mai greu găsit în Baia Mare, chiar dacă, se știe, am avut și o echipă de basket cumva în prima divizie. Când este de sportul în școli, povesteam înainte de interviu cât de greu merg copiii către sport, cât de greu faptul că sunt, le plânge că copiii sunt obezi. Cum este să faci sport acum și în școli, se mai fac acele selecții? Problema este că majoritatea sportului la noi se dezvoltă în spații private, nu cele școlare. Majoritatea campionatul românesc este format din cel mai mult cluburi private. Și atunci aici este o mare problemă. Teoretic, noi ar trebui să facem cât mai multe campanii sportive pentru ca copiii noștri să fie îndrumați către o ramură sportivă, ca să nu mai avem probleme cu obezitatea și așa mai departe. Trebuie să-i facem pe copii să vrea să vor să vină la un sport, oricare ar fi ăla. Cel puțin asta este părerea mea. O întrebare firească, faci sport de performanță, este basketul un sport rentabil, bineînțeles, din punct de vedere financiar? Da. Se poate câștiga da. Bine? Basketul la nivel mondial și chiar și european este pe o pantă foarte ascendentă. În România a prins chiar momente foarte bune în ultima perioadă. Și bineînțeles că până la urmă vorbim și despre bani, da, este rentabil, dar cu foarte multă muncă. Unde activezi în acest moment? În acest moment sunt jucător la CSO Voluntari. Am semnat anul trecut acolo, voi mai sta încă un an acolo, deocamdată cel puțin, atât am semnat contractul. Și pot spune că sunt foarte mulțumit de alegerea pe care am făcut-o. Care sunt gândurile de viitor? Iată, la un moment dat contractul va expira, rămâi în campionat, vrei să mergi afară, în general orice sportiv vrea să aibă și o experiență externă. Încerc să iau pas cu pas fiecare moment și fiecare decizie pe care o fac. Momentan încerc să am un sezon cât mai bun, sezonul care va urma, iar bineînțeles golul suprem, să spun, este să ajung să joc în Europa. Care este mesajul tău pentru, în general, pentru tine, pentru copii, pentru părinți, să-i trimită către sport, pentru că, iată, neapărat financiar, dar mișcarea contează foarte mult. Eu sper ca fiecare părinte să-și îndrume copilul către o ramură sportivă, indiferent care ar fi ea, pentru că ajută foarte mult la sănătate. Și copilul se dezvoltă mult mai frumos, atât mental cât și fizic. Iar din punct de vedere al copiilor, trebuie să fie cât mai serioși și dacă își doresc să facă performanță prin sport, atunci să fie cât mai conștiincios, să muncească în plus și să fie conștienți că vine la pachet cu multe sacrificii.